Cu procurorul general nu vreți să vorbim. Judecătorul general. Vrem să facem o întâlnire cu procurorul general. E viitor, Alexei, care a fost și nu se face niciun caz. Nu se decide nică. Nu vrem audiență. Ce e inima mai asta? Da. Eu copiii tăi nu. Suntem bătrâni, pensionari, oameni săraci. Ia că ne-o lua copchilul și noapte, uiți că așa este orice dat după rente, ori nu. Numai cu tine rămân băițelul săracul străinel. Michel străinel fără tată, în orice are o lună de zile. O să vorbească cu ei sau ce au zis? Da, o să cam așa să ia. Toți care se implicați în crima asta, îi dă-ți-mi liber. Îmi liber. Николаева, если есть его номер. Виталий Николаев, умбил и бертон ураш, ну, как у срочной пути гора. Цележит у него, что с вашей пилу места. Да, есть то, я просто говорю с ним, да, ты как прокурор генерал, ку, ку, а есть то, кому кем из него? Палилунч. Палилунч. Я уж и Борман, а есть то, кум из еще пи фамилия лой, Борман. Олег Крутянов. Олег Крутянов, Борман, кез бань отдат, ложит кредитерии, и și l-a scos. Asta fără bani nu se făcut nimic, că nu știm de asta. Dacă nu știi, nu știu. Eu dat arest la domiciliu după așa crimă gravă. Și un grup de oameni, un grup mai mult de 15 oameni au fost, la doi oameni. Unul mortal, unul mort, unul ucis, bătut. Ei tăți chefer și nimeni nu se face. Veretco. Veretco Alexei. Veretco Alexei. L-a băgat în capcan, înțelegeți? S-a făcut capcan, nu știu cine acolo, de cine și cum. Ei s-au dus la întâlnire. Cu cojocari și cu, era cojocari în mașină și a ieșit Nicolae. Și ei cred că le-au făcut lor un fel de capcan. Aici au fost dinainte de vorbire asta. Înțelegeți? Da, ei s-au înțeles să întâlnească acolo numai în doi. Orângeie acolo, cu cojocari și cu, era și a ieșit Nicolae, care îi zumbă prin Orghei. Și nu le reștează nimeni. Nu mâncat usturoi și nu-i pute gură. Cu deși trebuie să întâlnească să vorbească. Dar despre ce să vorbească? Nu știu despre ce să vorbească, doamne, și eu știu ce să vorbească, nici nu mi-a spus. Da, el avea viața lui, era prietenii lui, eu știu, acolo ei s-au înțeles, acolo să întâlnească, să vorbească. Și ăștia au ieșit cu armii, cu una, cu alta, eu știu. Adică el e mortal? Eu a adus mai mulți. Da, ei mai mulți erau de 15, dar ei erau numai doi. Ei cine? A fost Borman, Tuțu. Tuțu, Borman, Radu, acolo eu nu știu, pot să-i spun pe tăți pe nume, au fost are mult. Nu e prima dată am auzit de dânsul ăia când s-a întâmplat aia. Când s-a întâmplat cazul ăsta, prima dată am auzit de dânsul. Și uitați, Borman ăsta, cum îi zice voi pe... Purteanu Oleg. Uitați, el nici nu a fost la judecată, nici nu a fost nică, lui i-a dat la domiciliu... Drumul acasă. Eu vreau să-l întreb pe domnul judecător, cât bani au luat el că a dat drumul acasă? El nu știe că banii ăștia sunt plini de sânge. Da? Doar și el copii, chiar nu știe că banii ăștia doar sunt plini de sânge, care el i-a luat să-i dea drumul la domiciliu. Așa crimă s-a făcut și lui i-a dat drumul acasă la domiciliu. Dar atunci cum iese? Fiecare trebuie să facă o grămadă de bani, nu știu ce de oameni și ți-a dat drumul acasă. Ai bani în buzunar, fă și vrea. Asta iese, nu? N-o să facă dreptate și n-o să duc cazul până la urmă. Corect. Și rezultatele care le așteptăm noi ca să fie principali suspecți, să fie pedepsiți și închiși. N-o să, statul nostru n-o să ne dăie așa drepte și n-o să ne apere drepturile noastre, noi o să ajungem, înseamnă trebuie să ajungem la puterea altei țări, la procurorii altor țări ca să ne facă dreptate. Noi o să mergem până la urmă. El a fost, uitați, Tuțu ăsta, el zice că e sportmen, dar că ești așa un sportmen și ești așa un băiat așa puternic, nu? Puteți să duci și întâlnești unul la unul, ce te temi tu dacă tu ești așa băiat așa puternic, nu? Sunt filmări, sunt dovezi, sunt martori concreți, care, patru martori, concreți care au văzut cum s-au întâmplat și ei spun că au venit acolo la un ceai. Sunt filmări care sunt, care arată, întâlnirea a fost pregătită, tot a fost pregătit, organizat. Și ei au pus la cale de la început să-l omoare. Să-l omoare încă
Cu atât mai mult, mașina care era lăsată era pregătită, scaunele date în jos, cătușele, două perechi de cătuși în mașină, măști. Unde? În mașina care s-a lăsat. Jeep-ul care a fost, care a fost lăsat acolo. Care s-a pălit și nu a pus să-l iei. Ei s-au întors pe urmă să-l iei, să-l iei, dar era târziu, era venită ambulanța, era o oameni. Și ce aveau nevoie de cătuși, de măști? Cine știe încă dacă aveam să-l găsim? Dar ești și dacă ești așa o grupare. Dacă e așa s-a organizat, atâta. Te duci, da, neînțelegeri, poate au avut, poate asta. Ca să te duci la neînțelegeri, te duci cu 3-4 oameni. Dar nu 15 oameni, cu întâlniri cu un om. Alexei, și așa de cu Matkoski erau împreună. Cu Iurii Matkoski. Cu Iurii Matkoski erau împreună. Ei s-au ei doi. Pentru că Iurii Matkoski, uitați cum a fost aici, s-au grăit cu Cojocari. Ca să întâlnească, să vorbească acolo, nu știu să vorbească. În timpul ăsta lui a făcut capcanul oameni buni, înțelegeți? Acolo a fost Tuțul, Ciucigașul. A fost Bormână ăsta, cum îi spune, care a dat drumul la domiciliu. Sunt o grămadă. O grămadă de radu ăsta, nu știu, nu poți să-i spun câteți din lume. Care au fost de față, au fost filmați. Cine au fost? Cum au fost? Ei sunt libertari. Dumneavoastră ați văzut televizor ce este filmată. Au fost în mașină cu Cojocaru. Cojocaru a făcut întâlnirea, da? A sunat. Adică Cojocaru a pregătit totul. Cojocaru. Da, Cojocaru, Nicolae, Vitalii Nicolae. Nicolae era în mașină. Cu Cojocaru. Ei spun că sunt martori. Ce fel de martori? Dacă tu te-ai dus organizat la o, la o așa o chestie, la o, s-a primit crimă, cum poate să fie martori? Martorii sunt întâmplători, dar nu oamenii care au organizat această crimă. Cine? Tot din oraș. Care era în mașină, cu Cojocaru. Ei se primblă, parcă nimic, așa și trebuie. Plus la ce să laudă că așa și-o trebuie să facă. Nu făceau ei, făceau alții. Așa se vorbește, da. Este omor, sunt dovezi, oamenii au făcut lucrul ăsta, ei toți sunt libertate, toți știu cine au fost acolo și au făcut și dovezi vă mai trebuie pentru a închide cineva, pentru a aresta, pentru a ține în... Bun, nu a făcut 15, odată nu a făcut, a făcut o persoană în cauză care a făcut lucrul ăsta, dar care dovezi trebuie să fie? 1, 2, 3, ca să fie închiși, ca ei să dăi... Astea, dovezi, doar sunt, doar cât lumea a fost, asta a fost ziua, nu a fost noaptea, lumea au văzut, deși toți se ascunde banii, noi nu avem bani, ca bătrânii, vedeți cât de bătrâni, joacă banii, joacă la noi în Moldova, atât valorează. Și rețea că de la bătrânii, vedeți, ce să dai bătrânii ăștia, numai dreptate la noi, numai bani trebuie să dăm, noi bani nu avem. Nu a fost sprijinul lor, a fost sprijinul lor, cel mai mic de casă. Un copil din familie care... Copilul ne-a să putrezească, dacă nu avem bani, suntem oameni săraci, doar nu-i o lege. Nu se poate dreptate de făcut în țara noastră. Noi lege în țara noastră pentru oamenii care săraci și nu avem bani. Cum să trăim doar în țara noastră? Dar până la urmă l-au închis. Ne-au luat copilul săracul. Ei au fost închiși, au fost în arest. Un arest a fost, li s-a dat arest la domiciliu. Cum omul care a făcut... Nu i-a dat arest la domiciliu. Care a făcut crimă? Bărbatul care, nu știu cum o cheamă, Corcodel. Nu, dar care a fost, că deodată s-a dat interviu, chiar Țuțu a dat interviu, deși el nu-i, deși are mandat de arest și el nu-i, deși omul, dacă nu poartă nicio vină, înseamnă că nu are cauza de a se duce de aici, el trebuie să ducă răspundere, fiecare. Dacă eu nu-s vinovat, eu dau dovezi, eu nu-s vinovat, eu întâmplător am fost acolo, deși nu se lucrează faptul ăsta. Noi doar nu avem bani ca să plătim, care are bani, doar normal, el i-a arestat așa, pe urmă i-a arestat la domiciliu, pe urmă el nu-i vinovat, el a fost întâmplător acolo. Întâmplător nu-ți faci nimic în viața asta. Mai avem o mică informație, vă zic că astăzi, la ora 10, am înțeles că trebuie să fie judecat al Cojocaru. Și avem informație că el trebuie să fie eliberat din sala de judecăție. Înțelegeți care trebuie? Tot de bani. Noi trăim într-o țară democratică. Noi am votat pentru partidul lui Filat, e prim-ministru. Bani, dar noi dacă nu avem bani, cum trăim? La prim-ministru, să ne ducem la președintele țării. Am să ajungem la toate chestiile astea. Că trebuie să fie o lege oarecum. Eu știu pe Nicolae, îl știu de vreo 15 ani în urmă. El de atunci se ocupă cu chestii de astea. Și am un îmbră liber, bine, mersi eu, prin bani, în Vitale. Prin bani, pe restaurane, el stă și trece și... Dar omul nu-i. Omul nu-i. Da, l-ați văzut de când s-a întâmplat crimă? Da, l-am văzut. L-am văzut o grămadă lume prin oraș, prin liber. Ce spune el? Vă spune ceva? Dar nu spune. El. Și ce are să vorbească? Nu, și are a discutat cu acei care n-au bani și sărași. Nu discută. Și aici sus, pe scaun, cu acei de jos, ei nu pleacă cap să vorbească. Deci. Și ei nu sunt vinoveți niciunul. Cum omul e mort și nimeni nu-i vinovat. Asta nu noi trebuie să căutăm. Sunt oameni, ei
legi pentru asta. Noi am votat pentru legea asta în Moldovii și ei nu ne fac dreptate nouă. Cum așa să fie, fără niciun rezultat, sunt 40 de zile de atunci și omul e mort, trezește și nimeni nu răspunde de faptul ăsta și o să mai treacă în 40 zile și o să uite, nu a fost omul, nu a fost nimic vinovat, omul nu ia să uite. Noi să închidem drumurile, să facem grevă și fără capăt și fără sfârșit, pentru că ei trebuie să lucreze asupra la asta și să nu lăsa. Nu vrem mai mult să fie omor, vrem mai oameni buni mei, nu vrem și omor pe țara și fie o țară. Pentru toate canalele care au... Și presa care a scris că Alexei Krasavchik, Veretka Krasavchik, nu a fost și n-a fost niciodată din lumea criminală. N-au fost în pușcărie, n-a fost de unde a scos ea asta. N-a ucis pe nimeni, n-a luat zilele la nimeni. Și nici într-un caz n-a fost din lumea criminală. Nici el, nici prietenii lui. Cu ce, în ce lume sunt bășcăria el? Nu a fost judecat niciodată. N-a fost din lumea criminală. M-a sunat pe telefon acasă, pe mine personal. M-a spus, mă, că am atat o ascasă vreodată. Eu stau și zic, cum așa s-a arăt? Îi spun și bază de grav. Cine prezintă de dacă el e prost prezintă? Neamenință. Deci, numai că se închidă gura, vreau că noi nu avem dreptul să vorbim. Dar ei au dreptul să-mi poște omul. S-a răstoarnă ca pe câine, oameni buni. Cum vă numesc dumneavoastră? Eu mă numesc Gheorghe Barbonoi. Sunteți cei moșul. Eu sunt moșul lui. Eu l-am crescut din mic copil, trăiem chiar a treia acasă și eu pierdere mare. Când pentru părinți, pentru toți. Și o secție exercitare a urmăririi penale, caz excepțional, la Bratunov Cornel. O să ne ducem și o să ne sfătuim cu dumnealui. Da unde? Uri. Ștefan cel Mare, 73. Ștefan cel Mare, aici programarea generalului la o ședință, ca mama el e la ședință de la Consiliul Superior al Magistraților. Acum ea se zice că Bratunov Cornel, care e procurorul și șeful la secției Cuștani, Ne ducem la Bratunov Cornel, să vedem ce ne spune el și dacă nu-i cine... Da. Nu avem bol. Thank you.